Stimați telespectatori, comentariu. Marea problemă cu care se confruntă România este cea a invadării pieței românești de către nu numai cereale, dar și produse alimentare, ulei, lapte din Ucraina. Repet, de ce putem vorbi de o, cum să spun, o lovitură mortală dată agricultorii românești? Dintr-un simplu motiv. Repet, Ucraina este în afara Uniunii Europene. Ea fiind în afara Uniunii Europene, nu fermierii sau cei care fac, că sunt, am înțeles că sunt mari trusturi americane sau ucrainene, nu respectă regulile impuse foarte dure de Uniunea Europeană, agriculturii din Uniunea Europeană. În timp ce fermierii din Uniunea Europeană, precum românii, polonezii, trebuie să îndeplinească niște condiții drastice și atunci prețul de producție este foarte mare, dincolo la Ucraine nu. Nu contează câte pesticide sunt. Bun. Și atunci prețul de producție e mic. Și atunci, sigur că Uniunea Europeană, printr-o decizie arbitrară a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, au ridicat taxele vamale. Ridicând taxele vamale la tot ce vine din Ucraina, sigur că taxele vamale, de-aia pentru cele din afara Uniunii, sunt taxe vamale. Taxele vamale, dacă le pui, prețul cu care, chiar dacă prețul de producție este mic, el devine mare prin aceste taxe și nu mai e o concurență neloială produselor agricole. Problema fundamentală este că o reprezintă ridicarea taxelor. Faptul că patru state au interzis importul, o să spuneți, păi și de ce, cum să zic, adică ce legătură, deci și posibilitatea de invadare a acestor piețe s-a făcut prin, mai ales prin tranzit. În condițiile în care România continuă, în momentul în care alte țări au blocat acest tranzit, în România, care era 60% din cerealele ucrainene, acum vor crește la 100%. Deci este clar că vom avea o și mai mare invadare. Singura soluție era ca Uniunea Europeană, Comisia, să decide reintroducerea taxelor. Pentru aceasta, patru state din Uniunea Europeană au suspendat importurile, nu tocmai pentru tocmai a crea o presiune asupra Comisiei Europene. Singurul stat care nu a procedat acolo a fost România. Și România nu costă nimic să facă acest lucru. Repet, dacă făcea și România. Așa că România a rămas singura la care va veni de bușeu Ucraina. Bun. Problema este că principalul responsabil de acest lucru este ministrul agriculturii Petre Daia. Am auzit și aud mereu că da, ce vină are Petre Daia, că Petre Daia e ministrul agriculturii și nu comentează. Petre Daia, de când a ajuns ministru și s-au făcut și anumite și de când a început, de când au început să se plângă fermierii, Petre Daia a fost omul ucrainenilor. În momentul în care s-au pus problema invadării, venirii cerealelor și alimentelor cu probleme de compoziție și ăsta, el a declarat textual că nu e nicio problemă, ba chiar că acele produse sunt extraordinare. Deci, repede, a fost agent omul ucrainenilor sau poate al Uniunii Europene, că e același lucru, da? Și cea mai bună dovadă este că acum că el a rămas în continuare, faptul că Partidul Social Democrat, din care face parte Petre Daia și este chiar ministru al Partidului Social Democrat, a cerut suspendarea importurilor, el nici vorbă, el continuă să spună că nu, că noi trebuie să fim corecți, să așteptăm de la Uniunea Europeană.
V-am spus aseară că în jurnalul video anterior că domnul Daia a avut o conferință de presă cu ministrul ucrainean al agriculturii. Și iată ce a zis ministrul agriculturii din România. Micol, ai pășit pragul la prieteni? Privirile umezite de lacrimile durerii? Ne-a determinat să cântărim atent, exact, echilibrat, liniștit și sigur un drum al colaborării, pentru că astăzi nu-i de azi pe mâine. E un drum al colaborării noastre. Acestea au fost elementele convenite împreună și pe care am considerat să vi le transmit. Micola a fost de acord să participe la această conferință de presă. Abia te-ai obișnuit, Micola. Data viitoare vom avea tot atât de multă presă, dacă nu și mai multă. Simona, spre respectatorii, iertați-mă, omul normal, pe lângă faptul că este o proză proastă, cum să spui lacrimile durerii? Și cum să spui? Deci, cred că a venit ministrul Ucrainei la agriculturii. Nu, acum trebuie să-i dai una cu poșeta. Da, ești ferm. Da. Domnia sa nu e la prima această, cum să zic, telenovelă de smiorcăială. La ședința de guvern iar a devenit patetic și a zis că el are spectacole din astea de talk show. I-a zis premierului să-l apere toți că spusele sunt adresate lui. Punct. Da. Bine puse la punct și vă cer sprijin, stimați colegi, să nu mă lăsați în luptă singur. O pot duce, dar de aceea... Da, presupun că până acum nu v-ați simțit singur în toată... Nu. Acum nu. Dar v-am rugat de comun. Nici daci înainte, domnul ministru. Nu bun. Păi să nu mă lăsați singur, frate. Nu vă lăsăm. Îs multe puși pe mine, văd. Sănătate, domnul președinte. Bine, domnul ministru. Ați văzut acum. Bun. Acum o să fac o mică... O să fac... Am citit în Jurnalul Național, da, un articol, uitați-l, aveți acum, care spune așa, minciuna are picioare scurte, ministrul de-aia recunoaște că nu a controlat cereale din Ucraina. Și zice, la întâlnirea cu omologul ucrainean din 11 aprilie, de-aia a anunțat oficial că va începe să verifice la graniță toate produsele din Ucraina. În realitate, aceste verificări s-au făcut până în 23 iunie 2022, când ministrul Adrian Chesnoi a demisionat din funcție. Odată cu venirea lui Daia, controlele s-au dus pe apa sâmbete. Și deodată, citind acest lucru, mi-am amintit despre celebra demisie a lui Adrian Chesnoi, fostul ministru al agriculturii, în 23 iunie. Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoi, s-a remarcat, și acum m-am uitat din nou peste presă, printr-o atitudine, cum să zic, demnă față de Uniunea Europeană. El a apărat, cred că puține sunt intervențiile sale, unde el să nu fi spus că să nu fi apărat pe fermierii români în fața politicilor de la Bruxelles. Mai mult, el, la el s-a prezentat și a bătut cu pumnul masă însărcinatul cu afacerea la ambasadei SUA. A fost și deodată, deodată, și a fost și omul care, cum în Național, a controlat alea produsele, cerealele care intrau în țară. Am o declarație de a domniei sale în legătură cu uleiul, unde iar a pus problema că noi trebuie să exportăm, dar nu trebuie să importăm ulei care, ați văzut, a invadat din Ucraina. Acum încep, deci
Avem domnul Adrian Chesnoiu și el a fost înlăturat să forțea să demisioneze în urma unei anchete, investigații ADNA, care nu știu ce l-a acuzat, nu știu cum, și el a demisionat. Și a venit, cine a venit? Petre Daia, cel care este omul ucrainelor, cel care nu face nimic, cel care, cum să zic, vorbește de lacrimile durere, da? Bun. Ce mi-amintește asta? Mi-amintește, eu am scris un articol despre Drangheta. Am fost în sat la San Luca, când am fost în Calabria, și am spus, printre altele, că în Drangheta, mafia calabreză, foarte puternică, trăiește din, nu din droguri, ci din contacte publice. Și că ea, am citit, este autoarea unei următoare operațiuni, da? Vicepreședintele Consiliului Regional Calabria, Francesco Fortuno, da, de medic de profesie, a fost consilier 2005 și s-au opus unor contracte ale mafiei calabreze pentru achiziții vizând spitalele din Calabria. Știi ce s-a întâmplat? A fost împușcat. A fost împușcat cu 5 gloanțe trase în cap de un trăgător al Ndranghetei chiar în ziua alegerilor primare din partid din 16 octombrie 2005 la Locri. Da. Mă rog, băiatul care l-a împușcat a fost condamnat, dar știți cum e la mafie. Intră în închisoare și acolo trece mai bine ca afară. O să zice, dar de ce a fost împușcat? Păi a fost împușcat și bă, și care afacere? L-au împușcat și... Păi nu, l-au împușcat pentru că pe locul, cel care urma să ia locul, dar era un om al mafiei, Domenico Crea, consilier regional din partea democrației. Ați înțeles operațiunea? Adică avea un șef ăla, președintele, vicepreședintele, nu. Ei nu l-au împușcat de răzbunare, l-au împușcat că zic, bă, dacă l-am împușcăm, vine omul nostru. Acum, sigur, orice comparație este riscantă, dar eu văd în operațiunea DNA ceva asemănător mafiei calabreze, în proporțiile române. Deci, era nevoie, s-au năpustit asupra lui Chesnoiu, l-au obligat să demisioneze, nu ca un fel de pedeapsă, sistemul, sau cei care, ci ca să fie înlăturat și să vină de-aia. Și acum avem de-aia care este, cum să zic, al unui europene, face orice numai pentru fermierii români. Eu cred că o să fie, multă lume spune că unii spun că nu o să mai fie la rotativă. N-are. Observați cât de puternic e dacă Partidul Social Democrat, conducerea, declară, somează guvernul să blocheze importurile și ministrul agriculturii, din potrivă, care este PSD-ist, spune, nu, domnule, nu, cum să, nu. Și nu, nici măcar Ciolacu, nici măcar nu zice, băi, domnul, nu curaj, că așa este. În anumite instituții ale statului sunt numiți cei care trebuie și care, cum să zic, îndeplinesc. Deci a plecat, a fost forțat să plece Chesnoiu, într-un fel lichidat politic și pentru că urma să vină pe locul lui Daia, care Daia omul lor și care Daia acum face tot ce vrea sistemul.